Hristos a înviat, dragi telespectatori! Sfârșitul săptămânii vine cu o vreme în general frumoasă, iar valorile termice vor continua să crească, situându-se ușor peste cele climatologice normale pentru această dată în cea mai mare parte a țării. Cerul mai mult senin în prima parte a zilei se va înura treptat spre seară și în cursul nopții, în vestul și în sud-vestul teritoriului, unde pe arii restrânse vor fi averse slabe. În restul teritoriului, doar cu totul izolat, după amiaza, vor fi și ploi slabe trecătoare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 grade pe litoral și 23-24 de grade izolat în zonele de câmpie și de podiș. Să vedem ce temperatură ne aduce ziua de mâine. În Maramureș mâine vom avea un cer însorit, iar temperaturile sunt cuprinse între 21 și 22 de grade Celsius. În Crișana avem un cer însorit, iar termometrul indică o singură temperatură, ea fiind de 22 de grade. În Transilvania vremea este frumoasă, avem cerul însorit, iar temperaturile sunt cuprinse între 18 și 23 de grade Celsius. În Oltenia vremea este frumoasă, temperaturile sunt bune pentru această perioadă, ele fiind cuprinse între 22 și 23 de grade. În Muntenia temperaturile sunt ridicate, fiind cuprinse între 20 și 24 de grade, cu 23 de grade în București. În Dobrogea, deși cerul este însorit, câteva nori își fac apariția pe cer, iar temperaturile sunt cuprinse între 16 și 21 de grade Celsius. În regiunea noastră, în Moldova, temperaturile sunt foarte bune pentru această perioadă, ele fiind cuprinse între 21 și 23 de grade, cu 23 de grade în județul nostru, în județul Iași. În întreaga regiune vom avea un cer însorit. Cert este că primăvara își face bine treaba. În Pașcani se încălzește mâine, temperatura este de 26 de grade Celsius. Cerul va fi însorit spre parțial noros, dar vremea este foarte călduroasă. Atât despre prognoza meteo. Sunt Ana Maria Ipate și până data viitoare când ne vedem, rămâneți pe BIT TV. Numai bine!